Bună ziua, dragi prieteni din RAC! Haideți să vedem la RAC, în dragoste, între el și ea. Haideți să vedem. Dar ce se întâmplă în relațiile astea? Ora mi-o La RAC. Um. Nu știu, simțiți persoana cealaltă ca și când ar fi... Ar ascunde ceva, ca și când uh, ați vrea să descoperiți ce face, uh, ca și când vă gândiți că această relație... Uh, norocul ei este de scurtă durată, că nu a fost... Uh, sunteți supărați, că nu a fost ce v-ați dorit de la viață, că și când îmi ziceți nu aveți noroc. Ceva ce nu vă convine. Ceva ce vă așteptați la ceva, dar este altceva. Deci vă așteptați la altceva, dar nu, nu este ceea ce vă doriți. Mm. Și că totul nu are sens. Că această relație nu are sens. Că nu are rost. Că... Mm. Și cu cât trece timpul mai tare vă dați seama că nu este ce vă doriți. Că ați avut, nu ați avut noroc că ați avut ghinion, da? Apoi arată. Ea a avut ceva, o, o s-a simțit onorată pentru această relație. da, a fost, a fost asta, da? Vești bune, ați primit de departe. El a avut multe femei, să spunem. Să spunem că a avut multe femei, că nu mai are, că arată la, la trecut, da? Uh. Haideți să vedem. La ea totul este terminat, este muntele, dar uite că în relație apare crucea și soarele, care arată în prezent ceva foarte greu, probleme, dar care se îmbunătățesc. Trec aceste probleme, vă vindecați, vă eliberați, vă simțiți mai ușurați de ceva, ori scăpați de această femeie care este o amantă, care este cineva care se amestecă um, așa ceva mm, totuși bucurie el va avea noroc are o supără trecătoare după care are noroc și relația uh, arată că treceți peste aceste probleme și mai apare o femeie sau o minciună sau un succes fals sau o relație falsă sau un pericol. Sau stați așa, dar este, cum să zic, sunteți și unul cu celălalt, să zicem. Ea se simte cu totul blocată, simte că totul este refuzat, că este refuzată și că nu puteți crește, că aveți mulți dușmani, e ea care are mulți dușmani, că nu poate crește femeia. Și tot se gândește, poate la copii, poate să ajute copii, familia, poate stă pentru copii. Și că vă întâlniți cu cineva, că după o întârziere este mai bine. O, oh, nu. Le arată suricei, după aceea biciu și mă, nu. Lasă așa mai bine. Uh, pentru că oricum se scot numai câte una. Că pe aceea mi arată prea, prea departe, prea mult viitorul, prea departe. Și aici arată uh, totuși că el va avea noroc. Care lucruri care vor fi în favoarea lui. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.